Salutare, dragile mele, dar și dragii noștri, pentru că îmi place de fiecare dată să spun că sper că ne primesc și băieți aici pe cafetele. La mulți ani, vă doresc un an nou extraordinar, să ne dea bunul Dumnezeu, un an plin de bogăție și de sănătate și să avem familiile aproape. Am vrut să încep anul acesta cu o invitată specială, ca de obicei foarte frumoasă, pentru că majoritatea, cam toate invitatele noastre au fost extrem de frumoase, dar de data asta, nu știu, parcă este și mai frumoasă, Doamne, să nu o de ochi. Ne știm de vreo 15 ani. O să-i spun, nu o să vă țin foarte mult în suspans, o să-i spun bună seara, draga mea, sunt Ziana și bine ai venit. Bună seara, ce introducere mi-ai făcut mai emoționat acum, vezi? Da, ești foarte, foarte frumoasă. De 15 ani ne știm, Claudia. Cam 15 ani au trecut, da. Și, pare că suntem bătrâne când zici așa. Bătrâne, suntem la fel de tinere și de frumoase, tu ești și mai frumoasă, aș îți mulțumesc, spune. Poți să-ți întorc oricând complimentul. Și, și ne știm de pe vremea când eu lucram cu Marius Moga și cu Smiley și tu erai fata frumoasă, erai iubita lui Smiley pe vremea aceea. Ne-am cunoscut la studio, tu erai bună prietenă și cu fetele de la Wasabi. Practic am cunoscut-o pe Laura în același timp cu tine. Așa este, da. Asta cred că a fost, Doamne, aveam câți? 21, 22, nu mai țin minte, cam așa, pe atunci. Da, a fost fix perioada când m-am mutat în București, eram fata venită din provincie, din Târgu Mureș. Tu ești din Târgu Mureș. Sunt născută la Chișinău, crescută în Târgu Mureș, mutată în București de mai bine de 10-11 ani, deci nici nu mai știu. Sunt, da, sunt moldoveancă. De sânge, să știi că și eu sunt, pentru că mama e de la Iași, tata de la Vaslui. Uite, vezi, deci nici după 15 ani nu știm suficiente lucruri una despre alta. Da. De-aia ne place una de cealaltă. Exact, exact. Și da, acelea au fost începuturile mele în capitală, ca să zic așa, atunci când ne-am cunoscut noi. Și eu întotdeauna am fost invidioasă pe părul Claudiei, ca de fiecare dată, de fapt, când o văd și mă uit la ea și nu îmi vine să cred că există cineva care poate să aibă atâta păr în cap. Mulțumesc, ești tare drăguță, ești atât de frumoasă, nu știu de unde să încep, știi? Haide. Adică te-am întrebat unde a fost Crăciunul tău, că n-am mâncat. Ești foarte slab. Da, sunt slabă pentru că eu sunt mereu... Eu de-aia intru la dietă, să știi. Uite, eu am avut norocul ăsta să nu țin diete niciodată. N-am ținut nici măcar o singură dată vreo dietă. N-am avut de-a lungul timpului probleme cu greutatea atât de mare încât să-mi propun să țin da, o dietă. Da, ai fost tot timpul la fel tu. Da, oarecum, more da. Less, da, more or less. Am avut așa părți mai împlinite de unde mi-aș fi dorit și poate să dau jos. Știu că timpul la sală, la... Da, la... Da, la work class, da. Nu, chiar nu face reclamă, dar... Exact. Acolo ne vedeam. Da, am fost nevoită să țin o dietă, iar acum, de când activez în domeniul ăsta online și plec foarte, foarte mult de acasă și petrec foarte mult timp prin mașină, aeroport, și benzinării și... Muncesc. Da. Nu știu dacă muncesc foarte mult, pentru că de fiecare dată spun că mai este loc. Și pentru că îți place ce faci. Și pentru că îmi place foarte mult, nu simt că e atât de greu și că depun un efort atât de mare în munca pe care o fac. Îmi place tare mult, știi că nu am mai văzut de mult timp și nici măcar n-am nevoie să mă uit neapărat pe foaia asta pentru că am atât de multe întrebări să-ți spun eu, știi? Da, ție, mă bucur. Da, am început cu faptul că ai venit tu de la Târgu Mureș. Povestește-ne un pic, cum ai ajuns în București? Cum ai ajuns asta în București? Nu știu despre tine. Păi uite, eu intrasem la facultate la Cluj, de exemplu, și eram studentă acolo. Studentă la ce? La comunicare și relații publice. Ce interesant că nu m-a mai întrebat nimeni până acum lucrurile astea. Atâtea interviuri pe care le-am dat, dar nimeni nu m-a întrebat cum ai venit în București. Știi, da. Ești prima care mă întreabă. Păi eu știu să întreb lucrurile importante, da. Și am fost intervievată vreo 20 de ani, deci întreb lucrurile pe care nu le întreabă lumea. Foarte adevărat. Asta le spun tuturor care își doresc o carieră în televiziune, este atât de important să știi, să pui întrebările bune, pentru că acum mă regăsesc în situația asta, lucrând foarte mulți ani la Music Channel, timp în care am colaborat cu foarte mulți artiști, noi ne-am văzut de foarte multe ori și punând atât de multe, ajungem, gata. Așa, eram studentă la Cluj, am venit în București pentru că aveam relația
cu domnul Cosmai. Da, așa, și Tiberiu Maria Andrei, sau cum îl cheamă? Da. Da. Am nimerit-o, wow. Și pentru că nu puteam să mai fim la distanță, m-am mutat în București. Uh-huh. M-am mutat cu facultatea, m-am transferat cu totul și atunci mi-am găsit și un job în televiziune, la scurt timp, la jumătate de an după ce m-am mutat. Așa. Repede te-ai angajat la Music Channel? Nu, a fost mai întâi Kiss TV. M-am angajat la Kiss TV, am fost reporter acolo, după care m-am mutat la Music Channel. Deci erai la facultate, studentă. Da. Te-ai mutat pentru relația cu Smiley. Da. Era o relație frumoasă, nu o dragoste în aceea pură, adolescentină. Dai seama, da, la 20 de ani ai impresia că nu o să mai iubești pe nimeni niciodată. Da. Te vedeai măritată atunci? Nu mă gândeam la lucruri din astea, nu. Nu, era o dragoste din asta. Pură, de copii. De liber. Da, exact. Și te-ai angajat VJ la Kiss TV. M-am angajat reporter la Kiss TV, după care, când am trecut la Music Channel, m-am angajat ca VJ, prezentator, reporter, producător, făceam de toate acolo. Da, pentru că asta voiam să spun, că până acum doar tu m-ai intervievat pe mine. Da. Ne-am văzut nu știu, cred că mi-ai luat probabil vreo 5, 6, 7, 10 interviuri, da. Și la club, și la evenimente, da. Și de câte ori stăteam am venit foarte mult după voi studio. Prin cluburi. Da. Mă trezeam de dimineață, prezentam știrile, scriam știrile, le prezentam, după care mă duceam la filmări pe teren după voi, după artiști, dacă erau videoclipuri sau dacă erau evenimente, iar seara erau uneori concerte și trebuia să stai până târziu, 2-3, noaptea, ca să ajungi să... Hai că mereu ai fost workaholică. Da, am fost, chiar acum dacă stau să știu mă uit în spate. Mereu mi-era de drag să dau ție interviuri, pentru că tot timpul stăteam după interviu, da, și mai povesteam. Încă vreo oră după interviu. Așa este. Probabil că așa o să Dar nu, că aici o să stăm mai mult. Nu că ne grăbim. Suntem femei adulte cu treabă, și... nu? Copilul mă așteaptă. Da. Noi vrem să plecăm la Brașov asta. După care eu am plecat din țară și când m-am întors, te-am găsit ca fiind una dintre cele mai importante influențărițe. Da, eu nu prea sunt. Vlogări, cum definești exact ce faci? Eu tu, zic cum că se content creator este cel mai potrivit. Ok, unul dintre cei mai importanți content creator din România și o să spun cu mâna pe inimă că contentul pe care tu îl creezi pe Instagramul tău este, după părerea mea, cel mai frumos pe care eu l-am văzut la noi în țară. Îți mulțumesc, ce frumos. Totul este atât de profi și atât de frumos și se vede toată pasiunea pe care tu și iubitul tău o puneți acolo. Este clar că e muncă de echipă. Și o să-ți spun felicitări, pentru că este extraordinar ce faceți. Nu știu, mi se pare un vis, așa, un vis frumos, știi, meseria ta. Da. Păi, în perioada... Cum a început toată povestea asta? Cum ai ajuns aici? În perioada în care tu ai fost plecată, ocupată, să devii mamă, da. Pentru că surprinderea a fost la fel, să te găsesc și pe tine. Și am fost un fel mamă. De content creator. Exact. Creații diferite. Da. Eu am avut o relație la distanță timp de 6 ani, în care am fost plecată mai mult la Londra. La Londra, exact. Și așa a început, de fapt, blogul, pentru că după ce am plecat din Music Channel, fiind foarte mult la Londra, n-am avut neapărat un job, aveam foarte mult timp liber și am zis, ok, nu mai pot să continui așa, trebuie să fac ceva al meu. Și mi-am deschis blogul, a început fix cu treaba asta. Am deschis blogul, am început să scriu despre tot felul de... Dar te-a influențat șederea în Londra vis-a-vis de decizia aceasta? Adică era... se purta la Londra? Se vorbea foarte mult despre blogging, vlogging? Da. Urmăream foarte, foarte multe gagici care făceau deja treaba asta. M-am gândit. Inclusiv în UK, inclusiv în America. Și începeau cu vlogging-ul, începeau să-și editeze singure filmulețele și mi se părea un fenomen foarte interesant, mai ales că erau fete obișnuite care pur și simplu învățau să se filmeze singure, să se monteze singure, să-și editeze clipurile singure. Și am zis, băi, dacă toate fetele astea fac treaba asta, de ce n-aș putea să încerc și eu să fac? La noi, în România, încă nu există nimeni care să facă vlogging și așa a început totul, acum 5 ani deja, 4-5 ani.
Și ai început să înveți? Ai luat un curs în sensul ăsta? Nu, sau? nu, n-am luat niciun curs. Research? Am început, am deschis blogul mai întâi, am început să scriu pe blog. Atunci începea să crească și Instagram-ul ca platformă. În România, și nu? În România, mm-hmm. Da. Și Snapchat, doar că Snapchat asta a murit foarte... Prin ce an era? 2015, mm-hmm. 2015, 2016, da, 2015, nu 2016, departe, da. Nu e foarte mm-hmm. departe, nu. Și Snapchat a murit la scurt timp după ce... N-a fost, nu, a rămas noi, mai mult în America, mm-hmm. pentru că acolo există în continuare și prinde foarte bine. Și da, cam asta a fost, adică n-a fost nimic forțat, nu m-am gândit că o să fac asta de la bun început, nu m-am gândit că o să ajungă un fenomen atât de mare social media și că o să existe o meserie treaba asta, pentru că deși mulți neagă. Nu te-ai gândit că o să iei premii, nu? Nu m-am gândit niciodată că o să iau premii sau că o ce să devin. Ce premii ai luat? Vreau să te lauzi. Păi am luat, chiar în primul an de activitate, am luat Best Beauty Blog la Elle Blogging Awards. Mm-hmm. După care am luat la... Ce ai simțit? Nu știu, mie nu venea să cred că există un domeniu care poate, ca ăsta, care poate fi premiat atât de repede, știi? Mm-hmm. Pentru că... Cât trecuse de la... Un an. Lansare, wow. Un an, dar ce m-a ajutat foarte mult a fost experiența din televiziune. Faptul că deja știam ce vreau de la un material video, faptul că eram destul de dezinvoltă în fața camerei, știi, și nu mă mai... Deși, uite, vezi, aici era și un dezavantaj, pentru că de multe ori când deschideam camera, am venea să vorbesc la televizor. Bună seara! Știi? Da, ori da. La... pe online, în online să fii nu, tu. Nu e da. Vorbitul ăsta de lemn, așa, oficial. Nu, acolo ești cum vorbim noi două la mm-hmm, o cafea, mm-hmm. știi? Ca acum. Fix ca acum, exact. Asta și... îmi place și mie mediul online. De aceea am și ales să fac interviurile acestea, pentru că îmi place să vorbesc deschis cu oamenii. Știi? Exact. Ca oamenii să vină aici relaxați și, uite, nu ți-am oferit o cafea. Păi, nu, lasă din. Că eu beau doar o singură cafea să dimineața. Să dăm o cafea, să ne relaxăm, să vorbim așa cum am vorbit noi două la o cafea mondomani. Exact, știi? Să exact. Simtă oamenii ăștia că sunt aici cu noi. Exact. Așa, unde rămăsesem? Da, și premiile au venit pe parcurs, așa. Nu m-am concentrat pe premii niciodată. Nu m-am gândit, hai să fac asta pentru brand-uri, pentru adică bani, pentru target, nu, clar. Nu, deloc. Și ăsta este sfatul pe care îl dau și acum la 5 ani distanță pentru toate fetele care încep în domeniul ăsta, să nu fie țelul ăsta, premiile, colaborările cu brandurile și faptul că îți oferă o viață de, pentru că nu așa se începe bine. Deci crezi că ăsta este secretul succesului? Crezi că asta ai făcut-o diferit față de alții? Nu ai avut un target și ai făcut totul din pasiune? Nu zic că e foarte bine să ai un target, foarte bine dacă știi de la început unde vrei să ajungi, dar cred că la început trebuie să vorbească cel mai mult munca despre tine, pasiunea ta pentru un lucru, pentru știi lucru respectiv. Știi că e foarte la moda acum secretul, știi? Să folosești secretul, da, care să-ți secretul? Imaginezi, să da. Vizualizezi succesul, da, să da, crezi da. În asta? N-a funcționat pentru mine. N-a funcționat pentru tine, nu? Nu, n-a funcționat pentru mine și n-am fost niciodată genul de om care să proiecteze. Știi că fac panouri. Știu, proiecție. Scriu. Este primul an, apropo, în care mi-am scris la sfârșitul, pe 31 ianuarie, seara, mi-am scris decembrie, pe 31 mm-hmm. decembrie, seara, înainte de Revelion, mi-am scris ce rezoluție am pentru 2020. Scris, da? Este primul an în care mi-am scris. Tot să ne spui și nou? Nu se spun. Sunt, vezi, gata, sunt superstițioasă începând cu anul ăsta. Deci anul ăsta s-au schimbat, vezi? Ne influențează toate informațiile astea. Ne influențează, într-adevăr. Și eu am gândit dacă să-mi fac sau nu panou și zic, păi da, exact cum ai zis tu, nici la mine nu a funcționat niciodată chestia asta, știi? Eu nu consider, adică dacă, de exemplu, acum 5 ani aș fi spus, eu nu o să scriu rezoluții sau eu nu o să-mi fac un panou sau eu nu folosesc trucuri de genul ăsta, nu consider că e greșit dacă le fac acum, pentru că oamenii se schimbă permanent, exact. Și mi se pare o prostie să vină cineva să te judece și să zică, păi da, dar ai spus că n-ai fi făcut asta niciodată. Acum 5 ani n-aș fi făcut, dar mă schimb
permanent. Noi suntem în continuă evoluție, nu? Adică noi suntem acum cei care am fost acum 5 cum eram minute. Noi acum 15 ani. Și acum 5 Claudia, minute, știi, acum avem 5 minute, să da. Ne, da. Schimbăm, da. Poate ne deșteptăm. Exact, exact, exact. Sper că nu ne prostim. Nu, nu. Pentru că ai stat la Londra atât de mult timp, te-ai gândit vreodată, și pentru că călătorești extrem de mult, te-a bătut gândul vreodată să rămâi undeva? Evident că, având o relație la distanță, te gândești... era român tipul respectiv, dar el nu și-ar fi dorit niciodată să vină, să vină în România și m-am gândit cum ar fi să-mi petrec restul vieții aici, să-mi fac o familie aici, dar n-a existat niciodată dorința definitivă, gata, vreau să locuiesc departe de România. Nu, n-a existat. Nu, pentru că la mine există așa un sentiment de eliberare când vin acasă, de libertate, de nu știu cum să-l numesc, dar eu mă simt foarte bine aici, foarte, foarte bine aici și nu pot să renunț la familie, la prieteni, nu pot. Ești acasă, nu? Sunt acasă, și da. Și practic la cât de mult călătorești tu oricum. Asta vreau să zic, adică la ce mai e nevoie să mai pleci. Abia pentru că ajuns să-și tra- da, să-ți trage aerul, da, nu? Da, 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 exact. Ce-ți trebuie să te apuci de vlogging, de blogging? Curaj, nebunie? N-a fost cazul tău, dar majoritatea probabil trebuie să își lase un job pe trebuie care să-ți lași. Nu cred că trebuie să-ți lași jobul. Jobul ți-l lași în momentul în care timpul nu-ți mai permite să mai faci ceea ce faci. Pentru că deja îți concentrezi toată energia pe vlogging sau câștigi deja destul de bine din treaba asta. Asta, după cât timp se fac banii? Depinde numai de tine. Se fac bani din asta, se fac bani buni din asta, dacă știi să profiți de resursele necesare. Ce-ți trebuie? Îți trebuie determinare, îți trebuie pasiune pentru ceva, îți trebuie o voce puternică și hotărâre, să te ții de treabă. Cred că asta e cel mai important. Dar din ce se fac banii mai exact? Banii adică se fac cum din, funcționează toată banii treaba? Se fac din colaborările cu branduri. Spre exemplu, nu știu, la mine a început cu foarte multe branduri de beauty. Te caută cu tare sau cu tare. Uite, avem colecția asta nouă de rujuri care se lansează. Ai vrea să faci un clip cu ele? De exemplu. Dar știi? Până acolo e cale lungă pentru că tu trebuie să ai deja o voce, exact așa cum ai spus. Da, trebuie să ai o personalitate, o voce sau să ai ceva de spus, să arăți ceva oamenilor, știi? Să nu fie doar așa, niște white noise în... Da, ce-ți sfaturi pentru... Uite, sunt sigură că ai foarte multe fane pe cafetele care își doresc, sunt la început de drum, să facă, să devină content creatori. Ce sfaturi le-ai da? Păi să nu se concentreze pe... Așa cum am spus mai devreme, să nu se concentreze pe bani și pe rezultatele rapide, să se concentreze pe content calitativ, să se concentreze, nu știu, să învețe în primul rând treburile astea, pentru că sunt foarte multe fete care îmi zic, păi da, dar eu nu am o dronă, nu am un aparat de 1000 de euro, nu am toate, nu am lavalieră cu care să filmez, să mă aud bine în timpul unui clip pe care îl filmez. Nu ai nevoie de toate chestiile. Da, cum fac să fac toate astea? Nu ai nevoie de chestiile astea. Eu am început cu un telefon. Am făcut foarte mult timp și acum îmi fac de foarte multe ori contentul cu telefonul. Cred că momentul în care știi toate atribuțiile telefonului tău, abia atunci poți să treci, să investești într-un nivel. Da. Adică eu nu știu nici măcar, eu folosesc telefonul doar pentru a da mesaje, păi asta... fac video de Instagram și cam atât, nu prea știu ce face telefonul. Asta zic că trebuie să știu, eu am fost pasionată de treaba asta legată de tehnologie, de la bun început și mă uitam la... Dar te-a ajutat și munca în televiziune, nu? M-a ajutat și munca în televiziune. Chiar ai învățat lucruri, da, acolo, dar uite, cameră, nu știam să editez. Șarf. Exact, dar nu știam să editez. Nu știam să montez film, clipurile, nu știam să le fac. Stăteai la editing când... Stăteam, dar nu înțelegeam nimic din ce se întâmpla. Chiar nu înțelegeam și nu eram... aici îmi place, aici nu-mi place. Da, și nu eram atât de preocupată de a învăța, pentru că știam că există oameni care fac asta și atunci nu... Chiar ai o echipă sau faci totul singură? Singură fac treaba asta. Wow! Da, singură cu prietenul meu care mă ajută de multe ori la partea de filmat. De la el am învățat și multe trucuri de editare sau
tot ce ține de tehnologie. Da, tocmai am vorbit despre asta, de tehnică și de toate lucrurile care îți trebuie. Există o investiție mare la un moment dat în, nu știu, în lumină, în... Există niște investiții pe care trebuie camera, să le faci, dar le faci la momentul respectiv când simți nevoia să treci la nivelul următor, până când ți-am spus, nu exploatezi ce ai, nu cred că are sens să-ți cumperi drone, lumini. Casa mea arată ca un studio. Deci nu, casa mea este plină de lumini, de... Nu e baby proof, clar. Deloc, deloc, deloc. Este doamne, deci îmi doresc, uite, apropo de chestia asta, îmi doresc anul ăsta să mă mut într-un apartament mult mai mare, mai spațios, unde să pot depozita toate lucrurile pe care le am, pentru cum că e casa viselor tale, apropo de... Cu geamuri imense și plină de lumină. Cu geamuri? Sunt, pentru filmări delicioase. Da, da, sunt o mare iubitoare de lumină. Unde ai vrea să fie casa asta? Lângă un lac. Dacă aș avea o pădure sau un lac în față, ar fi și mai frumos. Adică dar te-ai mutat la mare, nu doar pentru plajă? Nu cred că m-aș muta la mare. Nu, dar e suficient dacă am undeva... verdeață, că sunt iubitoare mare de natură. Dacă am un pic de verdeață, niște copăcei în față sau ceva, o grădină sau un lac sau ceva, sunt mulțumită. Dar lumină, foarte, foarte multă lumină naturală. Deci o casă mare cu geamuri mari. Da, asta doamne, este ce îmi doresc. Știi cât de tare îmi doresc treaba asta? Sper să se întâmple anul ăsta. O să proiectez această casă până când o să te sun și o să zic, uite unde sunt, Claudia, la mine acasă. Da, vrei să ne facem panourile împreună? Da. Că tot veni vorba de casă, Da. Lucrurile care te simți tu confortabile și oamenii pe care îi iubești. Iubitul tău, am ajuns la el, Bogdan îl cheamă, nu? El se ocupă cu? Are o firmă de producție video și la fel face... Doamne, dar ce video! Deci alea din Africa, cel puțin. Da. Eu când am văzut prima oară tine pe Instagram, jur că n-am vorbit 5 minute, deci cred că am stat și l-am uitat peripit da. La vezi, videoclipul acela. Lumea are impresia că aceste clipuri necesită mult efort. Dar necesită mai mult creativitate decât efort. Imaginație, creativitate. Imaginație, îți trebuie o idee și o piesă bună. Și e gata clipul, știi? Și s-a terminat. Și sensibilitate, evident. Da. Nu este atât de complicat din punct de vedere tehnic, pe cât este, să găsești acea emoție care să ajungă dincolo de ecranul telefonului. Tu ești atât de frumoasă în fiecare dintre videoclipurile astea. Și mulțumesc. Se simte în... mie mi se pare că se simte în videoclipurile astea cam cât de mult te iubește băiatul ăsta, adică... Este clar că așa te vede el, știi, așa cum ești filmat acolo. Bun, și tu ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Asta ajută, clar. Dar se vede că ești filmată într-un anume fel, știi, de un om care te iubește. Și cred că se simte clar asta în contentul pe care tu îl postești, știi? Faptul că te filmează un om care te iubește. Da, cum probabil contează foarte mult și treaba asta. Noi am ajuns la o formulă care funcționează foarte eficient din punct de vedere al filmărilor. Asta pentru că eu știu foarte bine ce să-i cer și ce vreau. El, pentru că mă cunoaște și știe ce exprim, nu pot să am surprize neplăcute în momentul în care Da. Cum ne-am găsit? Noi ne-am cunoscut într-un press trip acum 3-4 ani la ski și el venise să filmeze press trip-ul respectiv și în momentul în care mi-am cumpărat o dronă, el era singur care știa să mă învețe și atunci i-am zis hai să ne vedem mai des ca să învăț să zbor cu drona. Nu, chiar era, adică era fix o chestie de prietenie amicală. N-a fost dragoste la prima vedere. Nu, deloc, noi am fost prieteni foarte mult timp. Dragoste la prima filmare. Râdeam și noi că noi ne povesteam când ne vedeam de persoanele cu care eram în momentul respectiv. Și printre altele învățam și să zbor cu drona, știi? Am înțeles. Și după mai mult timp în care am tot vorbit și am descoperit pasiuni comune,
ne-am apropiat foarte mult unul de altul și s-a transformat în altceva. Sunteți tot timpul împreună? Aproape tot timpul. Sunt foarte multe prestripuri în care mă duc fără el. Mi-e mai greu pentru că nu pot să te filmez singură, știi? Am învățat să fiu eficientă și singură, știi? Pentru că tot timpul zbor cu un trepied după mine, tot timpul mi-au aparatul și drona cu mine, chiar dacă sunt singură. Bine, e clar că ești extrem de eficientă singură, pentru că așa ai pornit singură. Da, acum, dacă Dumnezeu a făcut în așa fel încât să ai... partenerul tău să facă parte în echipa ta, atât mai bine, dar singură cu siguranță ești self-sufficient. Uneori mă sperie de fapt treaba asta, de cât de bine te descurci singură. Da, pentru că sunt momente în care zic lăsați-mă în pace, că n-am nevoie de nimeni, pot și singură, nu-mi trebuie mie echipă, nu-mi trebuie, știi? Bine, asta nu trebuie pierdută niciodată, știi? Da, parte și din nu, tine pentru și este că extraordinar. Oamenii evoluează până într-un anumit punct singuri și dintr-un anumit punct nu poți fără... adică știi cum e, dacă pornești la un drum lung, mai bine pornești cu cineva, știi? Pentru că singur ajungi doar până într-un anumit punct. Cu cineva ajungi mai asta departe. Asta este ideal, da, dacă ți se întâmplă. Dacă ți se întâmplă, da. Dacă nu ești ok și așa. Da. Da, stai că am uitat ce vreau să te întreb. A plecat de la faptul că stai tot timpul împreună. Da. Faptul că stai majoritatea timpului împreună ajută relația voastră sau uneori faptul că lucrați împreună e un pic too much? Depinde de perioade. Sunt și perioade în care e ne perfect, săturăm. Așa nu. Noi suntem vărsători amândoi și suntem din ăștia individualiști și avem nevoie de spațiu nostru și de libertate. Și într-adevăr sunt perioade în care atât de american din partea voastră. Da. We need some space. Da. Dar ne spunem du-te undeva. Asta du-te cu grozav. Băieții sau vreau să mai stau puțin singură fără ca celălalt să se supere sau adică respect. Da, adică am ajuns la punctul în care ne putem spune lucrurile astea și devine prea mult. De cât timp sunteți seama. Împreună? De un an și 6-7 luni. Spre 2 ani, deja. E o relație foarte lungă pentru zilele în care trăim. Este, nu? Da, la cât de repede se schimbă lucrurile acum. Vă gândiți la ceva mai mult? Nu știu, adică hai să nu te întreb în relație cu el, dar tu în general îți dorești căsătorești, îți dorești îmi doresc, copii. Evident, să mă căsătoresc și îmi doresc și copii, dar nu m-am gândit, nu e o prioritate pentru mine acum. Și sincer, uneori mă pun așa pe gânduri și mă gândesc, băi, de ce nu am sentimentul ăsta matern, știi? Pentru că eu nu am simțit până acum că îmi doresc neapărat să fac copii. Da, îmi doresc copii, îmi doresc 3-4 copii, dacă se poate, știi? Wow, îmi doresc o familie mare. Cu geamuri mari. Da, îmi doresc o familie mare. Dar n-am avut până acum, nu simt că am neapărat lipiciul ăsta la copii, știi? Mai aștept să, poate anul ăsta, cine știe. Poate anul ăsta îmi vine sentimentul. Poate îmi vine sentimentul și apoi începe producția, cine știe. Nu știu, nu fac planuri. Îți doresc să fie exact așa cum îți dorești tu să fie. Doamne ajută, știi, să fie pentru așa. Pentru că orice decizie ai lua este perfectă atât timp cât tu ești fericită. Da. Eu nu consider că toată lumea trebuie să aibă copii sau nici că toată eu. Lumea trebuie nici să te căsătorească. Nici eu. Fiecare nici trebuie eu, să-și trăiască viața exact așa cum îl face pe el fericit. Mi se pare că fiecare are ritmul lui, nu există bine sau rău sau familii exact. Perfecte. Sunt atât de multe clișee. Sau formule de familie. Formule sau din astea. Sunt foarte multe, apropo de social media, cred că a dăunat un pic imaginii realiste a unei familii, pentru că pe internet totul e perfect. Super, totul pozele e wow. Pozele de Crăciun. Da, pozele de Crăciun lângă brad, mami cu tati și cu cei doi copii, când de fapt acolo sunt foarte multe probleme, de exemplu, știi? Sau nu se suportă sau nu se... Sau încă câteva persoane care sunt, dar nu se văd în poză. Da. Deci sunt perfect conștientă de treaba asta și nu... Da. Sau povestea americană, știi? Marketingul acela al familiei perfecte. Da, nu cred în asta. Tot. Nu cred în asta, chiar nu cred. Cred că fiecare ar trebui să țină de rețeta lui. Rețeta lui personală
ce îl face pe el să se simtă bine și fericit. Nu mama, nu tata, nu ce ne impune societatea, nu ce ne impun oamenii din jurul nostru, e bine așa, nu e bine așa, de ce nu te căsătorești, de ce mai faci un copil, dar de ce l-ai lăsat singur, dar de ce ești divorțată, dar nu. Fiecare, eu n-am trăit niciodată după reguli. Am trăit fix după cum am vrut eu. Am avut noroc de niște părinți care nu mi-au spus niciodată când te măriți. Progresiști. Da, când te măriți, de ce nu te măriți. Poate și pe fond de ai mei au divorțat și probabil învățând din greșelile lor au zis, bă, du-te și fă ce vrei tu, noi nu-ți mai spunem nimic, știi? Da. Don't waste your life. Da, da. Da, mi se pare grozav ceea ce spui și eu sunt 100%, 1000% de acord cu... Da, dar asta, vezi, asta și pentru că atât tu cât și eu am călătorit foarte mult. E greu într-o țară ca România, unde majoritatea sunt tradiționaliști, să înțeleagă că dacă nu ai neapărat o familie, it's fine. E ok, nu trebuie să ai neapărat o familie. Sunt o grămadă de... Da, dar nu cred că ține neapărat de faptul că am călătorit. Cred că așa gândeam și eu la Mangalia. Sunt sigură că așa gândești okay. Tu la Târgu Mureș. Da, da. Adică așa suntem născut, construite. Așa da, suntem da, construite da. Și cred că vine de la părinți în primul rând da. Pentru că și cine ei trăind ei? În comunism da. Atât părinții mei cât și ai tăi au avut idei din astea progresiste, da. N-au fost în rând. Exact, cu... exact, da. Ok, am stat la rând la lapte toți, dar da. Și la pâine era... dar mintea era pe panouri. Și ce frumos era azi, dacă nu era frumos, da, mie era dor. Super. Cum te vezi peste 10 ani? Și peste 20? Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, n-am știut să răspund la întrebarea. Cred că dacă m-aș duce undeva să mă angajez și m-ar întreba where do you see yourself in 5 years? I don't know, man. Nu știu, pentru că dacă mi-ar fi spus cineva acum 5 ani... What you see is what you get. Da, exact, exact. Dacă mi-ar fi spus cineva acum 5 ani că... o să fac asta, că o să existe un job și un domeniu dedicat online-ului, aș fi zis, du-te de aici, nu pot să cred. Și la cum se schimbă lucrurile de repede, nu știu unde o să se întâmple. Ți se poate schimba viața într-o secundă, nu-i așa? 100%, mi se pare că trăim cu o viteză amețitoare și că e destul de greu să-ți mai faci planuri pe termen atât de îndepărtat, știi, atât de lung, dar... Ce îmi doresc, sigur, este să fiu mulțumită de alegerile pe care le-am făcut. Să fac alegeri bune. Asta no vreau. Regrets. No regrets, da. Să fac alegeri cu... Aș fi spus cu capul, dar și cu inima. Nu știu. Da, e bine să le iei cu capul. Așa. Mai bine cu capul, nu? Decât cu inima. Mai bine, zice o femeie bătrână. Da, rămâne de văzut. Nu, e frumos și cu inima, că până la urmă da. Suntem mind, body and soul. Există ceva ce ți-ai fi dorit să faci și nu ai reușit să faci până acum? Din punct de vedere profesional din sau personal? Din orice punct de vedere. Nu știu, nu cred că există, nu, pentru că... În fiecare an îmi propun anumite lucruri așa în mare și le îndeplinesc cât de cât. Nu prea lași trenurile să plece. Nu, adică, uite, de exemplu, în vară mi s-a evit ocazia să merg să fac diving cu rechinii în Bahamas cu 2 zile înainte. Adică m-au sunat cei de la Discovery astăzi și mi-au zis trebuie să pleci peste 2-3 zile. Vrei sau nu? Și probabil multă lume s-ar fi gândit nu, stai puțin, că e prea repede, că e prea din scurt, că nu pot, că trebuie să mă gândesc. Și am zis, da, vreau. Și am plecat, știi? Adică nu, dacă mi se ivește ocazia, mă duc și încerc să profit de orice experiență pe care o aruncă viața spre mine, pentru că știu sigur că o să vină o lecție de acolo și știu sigur că o să mă dezvolt foarte mult, chiar dacă poate unele din ele mă scot din zona de confort mult, cum a fost treaba asta cu rechinii în care eu nu mai făcusem diving. Aveam și întrebarea asta pregătită pentru tine, dar mă bucur că ai ajuns tu aici. Da. Mi se pare, deci ești, nu știu, Lara Croft, știi, când i-a dat ea un pumn rechinului, deci este ceva de domeniul fantasticului pentru mine. Faptul că te-ai dus acolo... Singură și ai notat cu rechinii, a venit cu mine. Spuneam și soră mie ieri, că am făcut și un research da, despre da. Tine. Deci nu, așa am stat și mă uitam la filmulețul ăla cu da. Tine în apă sub rechin. Da. Eu ador oceanul, este viața mea, visul meu este să trăiesc
pe plajă în da. Costum de baie și în șlapi. Da. Toată viața. Dar nu se înăt cu rechinii. Adică îi admir. Sunt niște n-a fost un vis de-al meu. Incredibile. Da. Cum ai avut curajul? Dacă mă întrebai la începutul anului trecut, îți dorești să faci treaba asta, ți-aș fi zis da, la un moment dat, dar nu m-am gândit deloc. Nu era una din dorințele mele. Și în momentul în care m-au întrebat cei de la Discovery, am zis oh my god, da, Emil, vreau. Nu puteai să zici nu, e nu puteam. Așa e, zici da, tu, nu, deci nu există. Cum. Cum? Cine ar zice nu la așa? De fapt, au fost niște prietene pe care le-am întrebat și mi-am zis, du-te, fată, că eu nu mă duceam. Pe cât de frică mi este, pe atât te înțeleg că nu aveai cum să spui eu nu mai făcusem diving. Nu mai făcusem diving niciodată. Niciodată. Eram singura româncă acolo cu o echipă de americani. Cred mai că era, a fost o experiență incredibilă. Mai era un, da, de nu, deci mai era un singur european. Mai era o fată? Mai erau fete, erau niște femei, de fapt, că era o femeie la vreo 60 de ani care făcuse diving cu o zi înainte de mine. Eram o echipă de vreo 10 persoane, cam așa. Mm-hmm. Erau cei mai mulți jurnaliști americani, era un tip din Polonia, un singur european în afară de mine și eu din România. Și eram, Jesus, ce caut aici? Cum de-am ajuns eu în așa situație? Și în momentul în care m-am scufundat să fac diving, școala de diving o fac în câteva zile. Nu se întâmplă să știi să te scufunzi, gata, te-ai aruncat în apă și du-te la fund, știi? Ori eu am făcut școala de diving în 2 ore, cu o zi înainte, și a doua zi urma să mă scufund și eram foarte panicată pentru că nu știam cât de bine stăpânesc exercițiile de respirație. Să faci un atac de panică. Am făcut. Ai făcut? Am făcut un atac de panică pentru că în momentul în care eram jos, sub apă, și eram înconjurată de rechini, frica mea cea mai mare nu erau rechinii. Frica mea cea mai mare nu erau rechinii. Respiram foarte repede și din 40 de minute sau 45 de minute cât ar fi trebuit să stăm sub apă, am reușit să stau doar 25 pentru că mi-am terminat oxigenul. Pentru că, fiind anxioasă, respiram de 3-4 ori mai repede decât restul echipei și atunci am ieșit mai repede sus. Dar ce sentiment am avut acolo jos, pe lângă toată frica aceea, Doamne, este atât de... E foarte greu să-ți descriu. Eu când mă uit la filmările cu mine de atunci, nu-mi vine să cred că sunt eu acolo sub apă. Cred că aveai sufletul înghețat în apă. Da, adică, da, și nu... Deci în momentul în care a venit un rechin de dimensiunea mea, așa, în fața mea, pentru că multă lume avea impresia că o să fac într-o cușcă diving cu rechin, știi? Așa mi-am imaginat da, și eu. Nu, a fost free diving, cum ar veni. Wow! Și în momentul în care ne-am scufundat și mi-au zis să-mi țin mâinile împreunate, pentru că dacă le flutur așa puțin, rechinii pot confunda mâna cu un peștișor și sau poate mușcă, hațe, da. Am zis, poftim! Dar de unde aveai certitudinea că nu o va lua razna niciun rechin? Nu ai certitudinea asta niciodată. Adică în momentul în care... Adică riscul este asumat 100%. Da, da, da. Doar că nu s-a întâmplat până acum. Adică pe școala de diving de acolo, echipa cu care am făcut, echipa de la Discovery, ei au sute de scufundări la activ, îți dai seama, și nu s-a întâmplat niciodată nimic. Înainte de mine făcuse Will Smith scufundare cu ei, m-am uitat pe filmulețe și zic, come on, acum n-am murit Will Smith, Will o să Smith mor eu. Ziana. Da, ce thing. Mare lucru! Da. Și mai urmează un proiect cu Discovery Channel? Te duci, nu știu, pe Kilimanjaro? Unde te mai duci? Doamne ajută, nu știu, mi-aș dori te foarte mult. La Naked and... Care? Nu știu. Știi emisiunea aia pe Discovery? Cu ce? Naked and Afraid. Ah, cred că știu, da. Măi, orice se ivește, orice, nu? Eu mă duc, da, pentru că îmi plac. Trebuia să merg la Survivor, dacă tot îți plac experiențele astea. M-aș fi dus. Te-ai fi dus? Da. M-aș fi dus pentru că orice îmi testează limitele, îmi place foarte mult. Chiar îmi place treaba asta. Pe ideea asta am plecat și eu la Exatlon. Așa este. Da. Dar da, cred că Survivor va fi un show super tare și o experiență extraordinară, așa că dacă mai ai ocazia. Da, o să mă gândesc. Te pun pe listă. Da. Mi-e tare greu să trec de la subiectul ăsta, pentru că este absolut fascinant. Este, da, și uite, apropo, eram complet singură, m-am gândit că dacă aș fi avut pe cineva din România cu mine, ok, nu Bogdan, dar măcar pe cineva din o prietenă. O prietenă, oricine, nu știu, cineva cu care să pot să vorbesc limba mea, nu? În ochii căruia să mă uit și să zic, mi-e frică de nu mai pot.
Înțelegi? Dar americanii sunt foarte, foarte prietenoși, extrem de amabili și de prietenoși, dar sunt reci. Știi? Adică te duci la ei și eram cu tipa, cu PR-ul Discovery de acolo și îi spuneam I'm afraid, mi-e frică să fac chestia asta. Și a zis You're gonna be fine, you're just gonna die, it's okay. Știi? Și bine, tipii, cei doi tipi care prezintă emisiunea și cu care am făcut scufundarea, ei mi-au zis dacă nu ți-e frică, nu e normal și nu ești umană dacă nu ți-e frică. It's fine. Ei au niște teorii da. Adică în care te fac să crezi. În știi, care te cumva? Fac să crezi și privesc viața destul de diferit de noi. Relaxarea lor e mult mai mare, libertatea e mai mare, chiar mă... Așa e, noi suntem mult mai panicoși. Da, mult mai panicoși și mult mai ne gândim la chestii rele. Adică tu gândește că era o femeie de 60 de ani care a făcut înainte diving și în momentul în care a ieșit din apă, a început să-i curgă sânge din nas și ea era atât de entuziasmată și atât de... Adică, nu-i interesant. Și eu când am văzut că îi curge sânge din nas și am zis... L-am întrebat pe instructorul meu de ce curge sânge din nas și zice că probabil s-a ridicat prea repede. Normal, e normal. Pentru că ridicarea trebuie să fie treptată, știi, să nu fie bruscă. Da. Și cred că s-a ridicat foarte repede și atunci a început să-i curgă sânge din nas și dar ea era atât de dezinvoltă, atât de normală, atât de și a zis că let's do it one more time. Să ne mai scufundăm o dată și da, adică și de aici poți să tragi niște concluzii, știi? Asta îmi place, partea asta îmi place foarte mult la ei, da? Da, da. Da. Din care trebuie să învățăm și noi. Da. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Pozele online-ul nostru. Da, așa. Cât durează să faci poza perfectă? Nu știu, acum durează 5 minute. 3-5 minute, nu bine, știu, o știu, de, adică din prima, o am în cap deja, o am în cap și în momentul în care fac 20 de poze, dau repede scroll, aștept poza aia, una pe care o știu și... Te-a afectat vreodată bullying-ul online? M-a afectat la început, mi-a zis cineva că își dorește să mor pentru că sunt născută în Republica Moldova și când mă mai duc la bunicul meu, mai am accentul ăsta de moldoveancă și mi-a zis că nu suportă să audă accentul ăsta al nostru moldovenesc. Tuturor ni se spune da. Că am 100%, să, 100%. Deci este ok. Da. Dar acum nu, știu să pun un filtru foarte bun pe ce înseamnă o critică constructivă și pentru că nu, adică sunt foarte multe păreri din astea în online în care, da, voi vreți numai să fiți pupate în fund și să primiți numai comentarii pozitive da, exact, și, da. Și, da. Și care este problema? Ce care credeți? E problema că vreau da. Așa? Nu înțeleg, nu. E nu-mi doresc să fii pupat. Exact, e plăcut, e... Nu, nu-mi doresc treaba asta, să fim serioși, chiar îmi doresc treaba asta, dar între a spune nu-mi place pentru că ești urâtă și a spune nu-mi place pentru că mi se pare că nu te avantajează pentru că... Pentru că nu sunt de acord cu sau ce nu spui, sunt de acord sau... cu ce promovezi sau cu ce spui sau uite, eu cred că... E o diferență foarte mare, știi? Adică totul depinde de felul în care e lăsat un comentariu, în care e spus un mesaj. Da. Cred că se promovează oricum general hate-ul foarte mult și la TV. Și sunt foarte multe personaje lăsate să vorbească aiurea și cred că online jignitor la adresa altor oameni și cred că oamenilor de acasă, unora dintre ei sigur, celor mai puțin educați, li se pare normal să jignești. Da, da. Ceea ce și este mai ales total că, inacceptabil. Că nu se întâmplă nimic dacă jignești. Adică tu stai acolo în confortul apartamentului tău, ascunsă în spatele... Cred că este inconfortul că în, sau inconfort, da, exact. Că un om confortabil un om cu viața lui nu face așa ceva. Exact, niciodată. Exact. Dar da, cele mai multe comentarii pornesc din frustrări, tristețe. Invidii, tristețe, oameni care nu sunt de cele mai multe ori, oameni care nu sunt mulțumiți de viața și lor. Și cred că nu înțeleg faptul că își fac rău tot lor, da, pentru da, că da, energia da. Pe care și-o produc exact, exact, nu exact. Le aduce niciun fel exact. De beneficiu. Când ai înțeles treaba asta... Mă rog, să fie la ei acolo, pe noi nu ne afectează. Da. Dar ce facem cu copiii mai mici, cu... Mai, cu tinerii care... E greu aici pentru că vezi, până la urmă, fiecare trebuie să învețe lecția lui și inclusiv copiii trebuie să învețe dar treaba asta. Dar ești de acord cu
Cu faptul că sunt copii destul de mici pe internet, că au acces la social media. Mi-e foarte greu, știi că e foarte ușor pentru femeile care nu au copii să dea sfaturi în privința copiilor altor oameni, știi? Da, dar poate este un... poate sunteți mai raționale decât noi astea care nu, nu avem, știu dacă, care avem copii. Știi? Nu știu, pentru că dacă aș avea un copil și copilul meu mi-ar cere o tabletă sau acces la internet, nu știu dacă i-aș... Eu acum zic că o să încerc să-mi cresc copilul într-un mediu cât mai, nu știu, cât mai mult afară, așa cum am crescut și eu, cât mai mult afară la joacă, cât jucării mai mult în natură. Lemn, Montessori. E, nu, nu neapărat, nu, dar nu atât de aproape de tehnologie ca să nu devină un copil, un introvert, știi? Pentru că mie mi se pare că asta este... nu știu dacă e o problemă, dar e un lucru cert că sunt foarte introvertiți tinerii din ziua de azi. Evită foarte mult comunicarea față în față, evită să sune reală cu alți oameni. Da, da, evită să sune, evită să tineri de 20 de ani sau de 18 ani care evită devin să sune anxioși, la un restaurant să facă o rezervare, de exemplu, și o fac online. Uh-huh. Și li se spune, de exemplu, la restaurant, vă rog să sunați pentru confirmare și ei zic confirm aici acum pe internet, pentru știi? Că le e greu să, pentru că le e greu telefon. Să, da, să dau un telefon. Da, chestia asta se întâmplă și în state, pentru că e normal da, fiind dar mai înaintați. Mie nu mi se pare sănătoasă, deloc, deloc. Și de asta zic că dacă și când o să am un copil, o să încerc să controlez cumva treaba asta, dacă poate fi controlată. Crezi că o persoană de genul ăsta mai introvertită, mai timidă, poate să facă o astfel de meserie? Poate să fie vlogger? Bineînțeles, bineînțeles. Vezi, avantajul de a fi doar tu în fața unei... în fața camerei, fără un public, îți oferă libertatea să spui ce vrei, să faci ce vrei, așa cum ești tu, indiferent cât de introvertit ești. Da, cred că poate să facă și un copil mai timid treaba asta. Dar, pentru că nu trebuie să comunice cu nimeni, de pentru fapt, că nu trebuie să comunice cu nimeni, doar că, vezi, șocul vine în momentul în care iese afară și e recunoscut de nu știu câți alți și trebuie să facă față. Copii și trebuie să faci față. Și ce faci în momentele alea, știi? Da. Când ți-ai dat seama că ai reușit? Gata. Gata, am succes, wow! Care a fost momentul? Momentul când ai primit cel mai mare contract, când ai luat primul premiu. Nu, nu. Când te-au recunoscut oamenii pe stradă. Depinde cum ne raportăm la succes, știi? Ce înseamnă succesul pentru tine? Pentru că pentru mine succesul nu înseamnă să te recunoască oamenii pe stradă și nici să ai colaborări pe bani. Nu, pentru mine... Bine, dar avem nevoie de bani. 100%, nici... Doamne ferește, nu. Exact, 100%. Dar nu ăsta este drive-ul meu, da. Știi? Pentru mine succesul e la sfârșitul zilei să fiu foarte împăcată cu ce fac. Să fiu liniștită și să zic bun, am făcut astăzi, am muncit astăzi și sunt foarte mulțumită de ce mi-a ieșit. De exemplu, mi se întâmplă treaba asta când muncesc mai multe zile la un videoclip și în seara în care îl termin, chiar dacă stau până la 4 dimineața să-l editez și îmi place ce a ieșit, indiferent de cum o să fie primit de brand, de comunitate, de, mm-hmm. de altcineva, pentru că mie îmi place ce am făcut, eu consider că ziua a avut un succes sau eu am avut un succes în perioada respectivă, știi? De asta zic că e foarte relativ succesul. Fiecare îl consideră diferit. La mine nu se... nu știu, nu cred că banii sau au legătură cu succesul. Viața ta pare desprinsă din filme. Ești frumoasă, te îmbraci frumos, ai parte de cele mai frumoase haine, de cele mai frumoase călătorii. Există ceva ce nu-ți place? Există și o parte mai puțin strălucitoare a acestui domeniu? Pentru că noi vedem pagina ta perfectă, da, de Instagram. Da, da, m-a întrebat cineva recent cum că, băi, din afară pare jobul perfect, dar cum e dinăuntru? Și aici iarăși depinde foarte mult de tipologia ta, pentru că sunt și perioade în care obosesc, sunt perioade în care plecările sunt foarte aproape una de alta și simt că ar trebui să le mai răresc, știi, și să stau mai mult pe acasă.
Au existat momente în care... Încă câteva întrebări, te rog, lasă-mă, nu pot să las. Le tem la montaj, le tem la montaj. Că m-ai întrebat de regrete, apropo, uite, un singur regret am avut de când activez în domeniul ăsta, pentru că anul trecut tatăl meu a plecat în alte parte. Condoleanțe. Mulțumesc, că n-am reușit să fiu acolo cu el când a plecat. Eram plecat în Japonia. Când s-a întâmplat și ăsta e un e singurul de altfel regret pe care l-am, știi? Și uite, ăsta poate fi un lucru, nu știu dacă negativ, dar un dezavantaj al faptului că ești în permanentă ești într-un drum permanent, știi că uneori ratezi niște evenimente din viața oamenilor apropiați. Inclusiv prietenii, știi? E foarte greu să întreții prietenii cu oamenii cu care nu distanță. Te vezi față în față, știi? Și te simți uneori exclus, dar depinde la sfârșitul zilei ce îți oferă cea mai mare satisfacție, știi? Da, condoleanțe. Mulțumesc, da. Am trecut peste, am făcut și mult timp terapie, am început să fac terapie în sensul ăsta și sunt ok, acum sunt împăcată cu ideea asta, dar... Dar a fost, s-a da, întâmplat. Da, face parte din viață, da. Știi? S-a întâmplat. Care a fost cea mai extravagantă vacanță de până acum? 3 întrebări îmi pun jur. Cea mai extravagantă? Nu știu. Adică locul dacă... preferat și locul unde te mai duce niciodată. Deci locul preferat este Cape Town. Mm-hmm. S-a văzut în filmări, vezi, am simțit. Doamne, deci locul ăla a fost pentru mine senzațional. Este, m-aș întoarce oricând în Cape Town să mă plimb cu calul pe plajă și să stau printre pinguini. Unde nu m-aș mai duce niciodată. Vezi, tu n-am. Nu am un... Nu, nu. Chiar dacă... No regrets! Nu, n-am, adică... Trebuie să-ți faci un tricou cu no regrets. Anul trecut am fost în Maroc, într-un loc care... îmi scap acum cum se numea, un orășel foarte mic. A fost o zi foarte urâtă din punct de vedere al vremii, oamenii de acolo, mirosuri, tot felul... Nu știu, n-a fost un loc plăcut ochiului, dacă vrei. Dar nu aș șterge nici asta, știi? Pentru că iarăși... Fiecare experiență da, te construiește. Da, te construiește. Am știut să iau ce mi-a trebuit de la ziua respectivă. Repede, beauty yeah. tips. Ești atât de frumoasă, trebuie să ne spui. Te rog. Cum obții acest ten perfect? Supărător de perfect. Nu e perfect. Este, nu știu, cred că am și o genă bună gata, de la gata, mama. Gata, terminăm imediat. Cum obții? Apă și somn. Apă și somn neapărat, dincolo de orice cremă. Părul. Culoarea asta perfectă. Culoarea e vopsită, e șuvițată, iarăși de vreo 6 șampon ani. Șampon organic, neorganic. Nu, doar șampon normal. Încă ceva, îți doresc să-ți faci linia ta de cremă, make-up, ceva, da, haine? Îmi doresc la un moment dat să exploatez și zona asta. Mult succes, mă omoară fetele. Sinziana, draga mea, ești o inspirație. Îți mulțumesc din suflet. Eu îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Un an nou minunat îți doresc să ți se îndeplinească toate dorințele pentru pe care amândouă. Nu le ai. Doamne ajută să fie cele mai amândouă. Frumoase care sunt de la Dumnezeu să ți se întâmple și să ne revedem cu bine de fiecare dată când ai ceva nou, te așteptăm aici la Secrete. Cu mare, mare drag, îți mulțumesc. Voi iubesc să avem cel mai frumos, cel mai extraordinar an împreună. La revedere! Ne vedem miercuri viitoare!